Pentru oricine te privește când dormi, ești doar o persoană care doarme normal, deși pare că ochii tăi se mișcă sub ploape, iar corpul tresare ușor. Ce se întâmplă de fapt în capul tău este o cu totul altă poveste. Tocmai ce ai fugit de propria familie după ce te-ai întors acasă și i-ai găsit pe toți cei apropiați și dragi ție, transformați în zombi de parcă nu ar fi de ajuns în timpul încăierării sângeroase, vecinii, zombi și ei apar la ușa din spatele casei tale. Reușești să te furișezi afară pe ușa din față și să fugi cu mașina. Încercând să o iei pe scurtătură folosind autostrada, intri într-o curbă destul de rapid, iar mașina îți scapă de sub control și zbori pe geam la propriu, în timp ce ești întins pe autostradă cu oasele fracturate, un camion se îndreaptă direct către tine. Ești terminat. Întrebarea este, dacă mori într-un vis, înseamnă că mori și în viața reală? Ar putea visul să te ucidă în realitate? Este o întrebare cam complicată din moment ce visele ascund niște pericole, dar nu sunt toate la fel. Să luăm drept exemplu visul înfricoșător despre zombi despre care tocmai am vorbit. Poate șocul cauzat de faptul că viața ta e pusă în pericol în vis să te omoare în realitate? Cel mai probabil veți crede că răspunsul ar fi da. Se pare că oamenii care au parte de atât de multă frică într-un vis pot suferi un atac de cord deoarece corpul lor produce prea multă adrenalină. Acest lucru s-a întâmplat multor oameni, dar nu în timp ce dormeau. Am aflat din unele surse că inima poate suferi în timpul somnului, în special în timpul unei faze numită mișcarea rapidă a ochilor sau MRO în termeni medicali, adică atunci când visăm ceva care ne tulbură. Ei bine, faza MRO ne face să respirăm mai rapid, ritmul cardiac crește, de asemenea și tensiunea arterială. Deci, dacă deja ai probleme cardiace, atunci ar putea avea sens ca un vis să-ți poată fi fatal. Un doctor a declarat astfel. MRO declanșează stres pentru că stimulează amigdala, partea creierului responsabilă de emoții. Combinând această amigdală hiperactivă cu o sănătate cardiacă precară, dintr-o dată ești mult mai vulnerabil la un infart. Institutul Național de Sănătate a analizat această problemă și a descoperit cauzele a patru oameni care nu aveau probleme cu inima în trecut, dar care au suferit ceea ce ei numesc vise fatale. Au declarat că în aceste cazuri coșmarurile intense cauzează evenimente cardiace care ne pot amenința viața, deși oamenii nu mor în timpul somnului. Este greu să spunem cu exactitate câte atacuri de cord mortale au fost provocate de coșmaruri, pentru că nu par să fie prea multe studii realizate asupra lor. Un doctor de la o școală de medicină din New York a spus că este un lucru rar ca cineva să supere un infarct cauzat de un coșmar, dar chiar există un potențial real ca aceste vise urâte să ne poată amenința viața, luând în considerare ce se întâmplă cu corpurile noastre atunci când visăm. Dacă ultimul lucru din mintea unei persoane înainte să moară era că e urmărită de zombi sau orice alt vis urât, nu o să putem afla niciodată asta pentru că oamenii decedați nu vorbesc. Apoi mai există ceva ce se numește tulburare comportamentală în timpul MRO. Aceasta se manifestă ca o stare de paralizie atunci când visăm în timpul acelei etape numită mișcarea rapidă a ochilor. Acest lucru este bun pentru că nu ai vrea să fii activ fizic în timp ce visezi. Cu toate acestea, problema pentru unii oameni este că pentru ei paralizia poate să nu existe deloc sau poate fi incompletă. Ne am îndreptat atenția către unele cazuri descrise în revista Psychology Today, în care sunt povestite întâmplările oamenilor care experimentează adesea tulburarea comportamentală în timpul MRO. Articolul explică că atunci când li se întâmplă asta acestor oameni, partea creierului care controlează mușchii devine activă, dar visătorul continuă să doarmă, iar rezultatele sunt uneori înfricoșătoare. Un om spune că soția lui a avut un vis recurent în care este atacată. Ea se ridica din pat, încă dormind, și începea să arunce cu pumnii către soțul său și ocazional chiar îl lovea în timpul coșmarului și își mișca capul în toate direcțiile de parcă ar fi fost și ea lovită. Această tulburare a durat 28 de ani. Cuplul se temea să plece în excursii sau să doarmă în casele prietenilor, pentru că femeia putea experimenta acest tip de agresivitate în timpul somnului. Într-un alt caz, un fost cadru militar se ridica și începea să lovească aleatoriu aerul, ca și cum ar fi fost într-o luptă. Uneori lovea lucrurile din cameră și acest lucru îl făcea să se rănească. Când se trezea, fostul militar spunea că a avut un vis despre o luptă corp la corp. Încă un caz provocat de această tulburare, un bărbat fizician de meserie, începea să-și lovească soția chiar înainte să se trezească. Odată ce se trezea, el spunea că nu își amintește nimic despre ceea ce s-a întâmplat. Fără îndoială se simțea teribil, însă nu avea nicio idee de ce făcea acest lucru în timpul somnului și nu menționa că ceea ce visa ar fi putut cauza asta. Și nu, nu era pentru că cei doi aveau probleme în căznicie, era o relație sănătoasă, însă de ce făcea acest lucru încă era un mister, dar din fericire s-a oprit cu ajutorul medicamentelor. În aceste cazuri nimeni nu a fost ucis, dar sursele medicale spun că problema cu aceste vise este posibilitatea reală a rănirii unei persoane. Cineva ar putea pur și simplu să cadă din pat, să se rănească la cap și să moară. Este extrem de rar, însă în fiecare an oamenii mor deoarece cad din pat. Deci, cu asta în minte, un vis urât combinat cu o tulburare comportamentală în timpul somnului ar putea fi fatal. Acum trebuie să vorbim despre ceea ce se numește parasomnie. Această tulburare face referire la faptul că lucruri neobișnuite îi se întâmplă unei persoane atunci când doarme. Deci ea este o altă formă a etapei o menționată mai devreme, la fel ca și somnambulismul, mersul în timpul somnului. Unele surse spun că 10% din populația planetei au ocazional o formă sau alta de parasomnie. Credem că și câțiva dintre voi ați fost martori în timp ce altă persoană făcea ceva ciudat în timpul somnului. În mod normal nu este ceva care să te îngrijoreze, dar există și cazuri extreme. Știm deja că unii oameni ar putea manifesta ceea ce se numește agresiune în timpul somnului, care poate fi puțin șocantă pentru persoana care este agresată. În cazurile extreme, unii oameni au făcut lucruri chiar foarte rele în timp ce dormeau. Există ceva în lumea legilor cunoscut ca apărarea somnambulilor. Au fost o mulțime de cazuri în care aceste legi au fost folosite. Cazurile implicau chiar oameni care au comis crime în timpul somnului. Fii atent la următorul caz. În noaptea crimei, el s-a ridicat din pat, a condus 22 de kilometri până la casa socrilor săi, cu care se avea bine, însă i-a ucis. Acest bărbat, din cazul cunoscut sub numele de Regina vs. Sparks, aproape că a murit și el în timpul atacurilor deoarece și-a secționat tendoanele de la mână. El s-a trezit după ce a făcut toate aceste lucruri, a condus direct către secția de poliție și a spus Cred că tocmai am omorât două persoane. El a fost găsit nevinovat la sfârșitul procesului. După ce experții au spus că bărbatul a comis actul de violență în timp ce era somnambul. Dacă cineva poate face acest lucru altcuiva în timp ce doarme, cu siguranță își poate provoca mai multe răni lui însuși. Somnambulismul nu se întâmplă în timpul etapei M.R.O., dar ce se întâmplă în timpul acestui episod poate fi resimțit ca un vis atunci când persoana în cauză se trezește. Poate fi descris ca și cum ar visa și ar fi treaz în același timp. De exemplu, am găsit un caz despre un tânăr somnambul care s-a ridicat din pat și s-a dus la câinele său de companie. Câinele dormea și era bine, totuși bărbatul visa în acele clipe și a crezut că animalul său de companie luase foc. El a luat repede animalul și l-a dus în baie unde a încercat să stingă focul aruncând apă rece pe el. Din fericire, bărbatul s-a trezit înainte să facă alte lucruri necugetate care ar fi putut să rănească câinele. Știm că acest lucru poate fi periculos pentru alte persoane și acum știm că poate distruge relația pe care o ai cu animăluțul tău sau nu numai, însă poate fi rău și pentru tine. Ei bine, dacă ai auzit povestea despre fata britanică de 15 ani care s-a trezit în vârful unei macarale după ce s-a cățărat 40 de metri, să știi că este adevărată. Într-un articol scris de Mark Mahwald, directorul Centrului Regional al Tulburărilor de Somn din Minnesota, publicat în revista Jurnalul Științei Criminalistice, există o listă cu o mulțime de oameni care au murit datorită faptului că erau somnambuli. Unul dintre exemple include un tip care a fugit în mijlocul străzii și a fost lovit de o mașină. Alte cazuri despre care a scris includ oameni care cad de la balcon sau pe geam în mijlocul nopții. În astfel de cazuri, oamenii ar putea să nu sufere de depresie sau ceva asemănător care să îi împingă la astfel de gesturi, însă suferă de somnambulism. Mai există și alte cazuri asemănătoare când oamenii au fost opriți de poliție după ce au condus haotic, iar polițiștii au declarat mai târziu că persoanele respective păreau a fi somnambule și nu erau conștiente de propriile acțiuni. Asta poate fi numit un fel de avisa, pentru că oamenii care s-au trezit în timp ce mergeau în somn au raportat că au viziuni atunci când intră în starea de somnambul, după care se trezesc și realizează că acele viziuni nu au niciun sens, însă atunci când merg în somn nu au niciun control asupra evenimentelor. În cele din urmă trebuie să vorbim despre ceva numit pseudosinucidere în timpul parasomniei, despre care Institutul Național de Sănătate spune că se petrece atunci când o persoană pare să se fi omorât conștient, dar actul are de fapt loc atunci când persoana respectivă încă doarme. Unul dintre cele mai cunoscute cazuri ale acestei tulburări îl implică pe fostul designer Tobias Wong. Moartea sa a fost catalogată drept suicid, însă familia și prietenii lui nu au crezut că s-a întâmplat asta. În 2010, cotidianul New York Times a scris despre povestea acestui bărbat spunând că de-a lungul anilor a suferit o varietate de tulburări de somn cunoscute ca parasomnii. În cuvintele unui specialist, el a suferit de somnambulism cronic și adesea avea terori în somn, un fel de coșmaruri pe care le are o persoană în timpul somnului, dar din care nu se poate trezi. Însă acestea nu sunt coșmaruri obișnuite pentru că nu se întâmplă în timpul etapei M.R.O. Au fost numite chiar atacuri de panică produse în timp ce o persoană se află într-un somn pe jumătate adânc. Suferinzii s-ar putea trezi în țipete lovind aerul cu putere sau, mai rău, par să se trezească în timp ce merg în somn. În timp ce oamenii în general se pot trezi dacă au un coșmar, cei care suferă de aceste atacuri de panică în timp ce dorm se simt blocați în timpul unei terori în somn. Tobias Wong nu avea niciun istoric despre vreo boală mentală, potrivit articolului publicat în New York Times, dar suferea aceste episoade de teroare în somn atunci când era somnambul. El le avea destul de des și a încercat tot felul de lucruri ca să se oprească, pentru că în acele perioade făcea lucruri de care nu era mândru. Odată și-a distrus pereții și toată mobila din casă, ca în cele din urmă să fie găsit mort și fără nimic care să explice cauza decesului. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cum un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!